Sunt impresionat și foarte emoționat să primesc recunoașterea muncii și a contribuției mele din partea Organizației Mondiale Sănătății. Nu m-am așteptat nicio clipă la acest gest. Îi mulțumesc directorului general Tedros pentru acordarea acestei distincții și directorului regional Kluge pentru nominalizarea mea. Vreau să le mulțumesc din inimă colegilor belgieni, datorită cărora mă aflu aici în fața dumneavoastră. Sunt onorat să accept această distincție în numele întregului personal medical din România și din toată lumea, aflat în linia întâi de luptă. De asemenea, primesc acest premiu în numele tuturor pacienților COVID care au cunoscut suferințele bolii și în numele familiilor noastre care stau alături de noi la bine și la greu. Nu sunt un om care să vorbească mult, așa cum am spus, consider că mi-am făcut datoria față de pacienții și de colegii mei. Haina de doctor vine cu responsabilități și așteptări uriașe. Vă îndemn să fiți alături de personalul medical, să-l sprijiniți și să luptați împreună cu el pentru a învinge pandemia. Eroi sunt cei care zi de zi, de mai mult de un an, continuă în ciuda tuturor greutăților să fie alături de pacienți și de familiile lor. Este un premiu al celor rezistenți, al celor care nu cedează și al celor care merg mai departe. Și sunt mândru să fiu unul dintre acești oameni. Sănătatea este o victorie împotriva suferinței și a bolii. Împreună vom învinge!